Azi, 12 iulie 2018, eu Bogdan Viorel, din România, Muncislobozia, județul Ialomița. Vreau să vă spun, dragii mei, care mă urmăriți videoclipurile, că din 2010 până în prezent, eu am fost scos de Facebook, mi s-a închis contul de vreo 26 de ori și a trebuit mereu să o iau de la zero. Vreau să spun că am fost contactat pe Messenger de o persoană importantă de pe planetă, spun important de pe planetă, după contul de Facebook pe care îl are. Nu știu dacă este fals contul, care mi-a cerut că dacă voi spune despre Liviu Dragnea că este reprezintă răul în România și o altă persoană din România reprezintă binele, n-am să dau numele persoanei, așa, deci dacă îmi voi schimba contul de Facebook din Viorel Bogdan în Viorel Gogan, mi se va face statuia luminii în piața Victoriei din Muncii București și voi primi câteva milioane de euro. Eu, așa cum mă știți, dragii mei, nu sunt trădător de țară. Pentru că Liviu Dragnea este și președintele Camerei Deputaților și reprezintă statul român, eu dacă aș fi acceptat ce mi s-a propus pe Messenger, aș fi considerat trădător de țară. Asta este, dragii mei. Dar nu am acceptat. Dacă acea persoană dorea cu adevărat să-mi facă bine, putea să spună că îți fac statuia luminii în piața Victoriei, îți dau câteva milioane de euro dacă îți desfințez contul de Facebook Viorel Bogdan. Și aș fi făcut-o, dragii mei. Că cu banii respectivi mi-aș fi cumpărat casă sau apartament și mi-aș fi făcut și statui poate în fiecare municipiu din România sau oraș din România. Dar nu a fost așa anunțul, ci ca să-mi trădesc țara. Lucrul acesta eu nu o să-l fac pentru bani, ca să fie clar. Se încearcă, dragii mei, ca să fiu scos de pe definitiv, nu numai după Facebook, nu numai după YouTube, după Messenger, ci definitiv. Astăzi s-a încercat, adică s-a încercat la ora 6 fără 10, deci s-a încercat scoaterea mea de pe internet de dimineață. Deci de la ora 6 fără 10 până la ora 7 n-am putut să intru pe internet. Ne intrăm pe internet, n-am putut să intru pe Facebook, n-am putut să intru pe Messenger, n-am putut să intru pe internet. Internet pe care eu aveam 75 de giga, deci aveam, puteam să, adică să am credit, să pot să intru. Și deci am verificat, am dat telefon, de pe telefonul meu, pe un alt telefon și deci puteam să dau telefon, dar nu aveam internet. Mi-am verificat, conectarea, eram conectat la internet. Dar degeaba eu nu aveam internet. Deci se încearcă, dragii mei, ca să înțelegeți, și-au dat seama că sunt o forță în România, eu Bogdan Viorel, și se încearcă pe toate căile, și pentru că n-am acceptat ce mi s-a cerut, se încearcă pe toate căile să fiu scos definitiv, ca eu să nu mai pot comunica cu dumneavoastră prin videoclipurile mele, prin postările mele zilnice. Vreau să spun, videoclip care postez este zilnic la mine, postarea este zilnică, în care am comentarii mai multe decât orice vedetă din România. Orice politician, orice vreți dumneavoastră, orice jurnalist. Deci
Asta, dragii mei, pentru că a devenit o forță, o putere, se încearcă scoaterea mea. Și sunt și grupuri, cred, care văd că eu singur sunt mai tare decât un grup. Și de-aia se încearcă înlăturarea mea. Dar eu sunt puternic și nu o să mă las, dragii mei. Asta ca să vă spun. Dragii mei, vreau să spun că eu nu sunt de acord nici cu amnistia fiscală. Și am să spun așa. O să fiu de acord dacă dă ordonanță de urgență Guvernul României, în așa fel să fie amnistie fiscală pentru persoanele care își plătesc, care să fie scutite de penalizări, acele persoane care își plătesc toate datoriile la zi către ANAF. Așa da. Dacă aș fi prim-ministru, aș da ordonanță sau... Dar altfel nu. Deci, dacă, dragii mei, eu să zicem că aș fi în locul șefului ANAF, primii care i-aș executa silit ar fi clasa politică din România, indiferent de culoarea politică, pentru că eu știți că sunt imparțial. După aceea va urma toate televiziunile din România, toată presa scrisă, toate posturile de radio, în așa fel că ele sunt formatori de opinie. Toți jurnaliștii, toți moderatorii, toți care reporterii, toți care sunt formatori de opinie. Toți analiștii, de la ei, prima dată i-aș executa silit dacă nu și-au plătit datoriile către statul român. După aia aș trece la societățile comerciale cu capital majoritar de stat și după aia la societățile comerciale și în ultimul rând la cetățenii României. Așa aș fi procedat eu dacă aș fi pus șef ANAF, ca să înțelegeți. Întrucât domnul ministru de a justiției, Tudorel Toader, am văzut că nu s-a înscris nimeni ca să fie șef DNA, eu propun Guvernul României să-mi repare abuzul meu din 23.09.1991, în care a fost trecut abuziv de către Direcția de Poliție a Județului Ialomița, ce aparținea de Inspectoratul General al Poliției Române, și în așa fel ca eu să primesc pensie excepțională de la Ministerul de Interne, de la Inspectoratul General al Poliției Române și de la Guvernul României, Viorica Vastica Dăncilă, PSD ALDE, și un grad mare de ofițer. În așa fel, gradul de ofițer să fie echivalat cu gradul de procuror. Și eu promit că voi face ce zice PSD ALDE. Și anume, voi va fi fișa postului meu de recuperare a prejudiciului și nu de plimbarea oamenilor prin fața televiziunii cu cătușe, ci recuperarea prejudiciului sau de arestarea oamenilor și după aia să dovedească că sunt nevinovați. Nu voi face așa ceva, dragii mei. Acei procurori care va face acest lucru n-au ce căuta în DNA. Aceasta e părerea mea. Deci nu voi accepta, dacă voi fi șef DNA, asemenea procurori. Deci voi respecta prezumția de nevinovăție așa cum cere PSD ALDE, în așa fel și toată clasa politică, în așa fel niciun om să nu fie vinovat, declarat vinovat, până nu se va da sentința definitivă și revocabilă în dosarul respectiv. Până atunci nimeni să nu fie declarat vinovat, indiferent că e politician, că e orice om din România. Asta este părerea, dragii mei. Dacă PSD ALDE consideră că vor un asemenea om, atunci eu voi accepta. Dar întâi să repare abuzul. Și e foarte simplu să repare abuzul. Dacă va fi de acord ministrul finanțelor, ministrul muncii, ministrul de interne și primul ministru al României, doamna Viorica Vasilica Dăncilă. Și ar rezolva abuzul meu și așa țara ar merge mai bine. Asta este părerea mea, dragii mei.
Întrucât sunt și maestrul adevărului, luminii și dreptății, doresc ca lumina, adevărul și dreptatea să pătrundă în subconștientul, preconștientul, conștientul și conștiința tuturor spiritelor, tuturor sufletelor, tuturor duhurilor, tuturor corpurilor fizice, tuturor trupurilor fizice, tuturor oamenilor, tuturor ființelor extraterestre, tuturor ființelor terestre, tuturor ființele subpământene, tuturor energiilor, tuturor animalelor, tuturor păsărilor, tuturor reptilelor, tuturor reptilienilor, la Dumnezeu Tatăl Ceresc, la Iisus Hristos Fiul, la Sfântul Duh, la Sfânta Fecioară Maria, la toți serafimii, la toți eruvimii, la toate puterile cerești, la toți arhanghelii, la toți îngerii, la toți ghizii spirituali, să pătrunde lumina, adevărul și dreptatea. Lumină, 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 adevăr, 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 dreptate, 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 dreptate. Și mai doresc, dragii mei, ca în locul religiei, atât elevii și studenții să aleagă ce doresc. Învățăturile mele, Bogdan Viorel, cu videoclipurile care le prezint, peste 300 de videoclipuri, pe canalul meu de YouTube, Viorel Bogdan, sau religia, să aleagă, să fie lăsați să aleagă și cei de la grădiniță. Pentru că sunt contactat, dragii mei, pe Messenger, atât de elevi și de studenți care îmi urmăresc videoclipurile mele și spun că de când urmăresc videoclipurile mele au devenit mai puternici, mai curajoși, mai respectoși, pentru că au, mai buni, pentru că au învățat din videoclipurile mele. De aceea videoclipurile mele trebuie să ajungă pe toată planeta, nu numai în România, că nu sunt făcute numai pentru România. Pentru Uniunea Europeană, pentru toți cetățenii planetei. Merkabach, 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 Omani Padme Hum, Omani Padme Hum, Omani Padme Hum, Atman, 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 Brahman, 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 Aum, Aum, Aum.